Vești bune pentru cadrele didactice. Potrivit unei ordonanțe de urgență aprobată în ultima ședință de guvern coordonată de Victor Ponta în calitate de premier, salariile dascălilor cresc cu 15% începând de luna viitoare. Sunt bineveniți. Acum să-i și vedem cât se vor aplica. Și ce intenționați să faceți cu acești bani în plus? Păi, ca de obicei, ne mai cumpărăm materiale didactice. Tot ce ne trebuie, ne ducem la cursuri de formare, pentru că sunt importante pentru noi. Formarea continuă, deja am fost de la începutul anului școlar la 3 cursuri de formare. Este un salariu motivat? Salariul în cadrul didactic? Nu, dar nu acesta a fost scopul pentru care am intrat în învățământ. Știam că nu o să fie un salariu motivant, n-a fost niciodată. Bunicii mei au fost învățători. Bănuiesc că toată lumea are o părere foarte bună, pentru că, în general, după muncă și răsplată, se spune, și atunci firește că toate cadrele didactice sunt foarte încântate de această idee. Ce intenționați să faceți cu banii în plus? În ce îi veți investi? Materiale didactice, haine? Pentru mine întotdeauna a contat foarte mult materialul didactic. Probabil și în sala de clasă în care sunteți, observați că pun foarte mult suflet, deci este clar că banii pe care îi voi primi în plus, îi voi folosi pentru activitatea mea profesională. Și dacă și hainele contează, firește că și pentru îmbunătățirea ținutei, pentru că întotdeauna cadrul didactic din fața clasei denotă prestanță și cei mici, cel puțin, își iubesc învățătorul atunci când arată și foarte bine. Chiar și așa, tot există nemulțumiri în rândul cadrelor didactice. Cei care sunt dezavantajați sunt profesorii debutanți care primesc un salariu sub media pregătirilor. Mulți profesori debutanți câștigă mai puțin decât plafonul salarial pentru studii superioare la momentul de față. De creșterea salariilor vor beneficia 359.810 cadre didactice, personal didactic auxiliar și personal nedidactic, respectiv 290.000 de persoane din învățământul preuniversitar de stat, 7.850 de persoane din unitățile finanțate integral de la bugetul de stat, 57.500 de persoane din învățământul universitar și 4.460 de persoane din unitățile finanțate din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat.